Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Oana Șlemcu și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine v-am regăsit. Nu pot să-ți spun la mulți ani, pentru că nu ești nici Mihaela, nici Gabriel, nici... Dar am să le spun totuși telespectatorilor noștri care... Da, la mulți ani tuturor care își sărbătoresc. Mulți, am văzut de parcă o știre la nivel de țară 1,5 milioane. Da, nu știu cât sunt în județul Suceava. Mihai, Gabriel și așa mai departe. Da. În timp ce unii sărbătoresc, alții, Sorine, nu sunt foarte bucuroși, dimpotrivă, ies în stradă ca să-și revendice drepturile și mă refer aici la angajații Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care au făcut astăzi o grevă de avertisment. Timp de 2 ore au blocat activitatea instituției și nu mă refer doar la instituția, la sediul instituției din municipiul Suceava, ci și activitatea pe care o desfășoară acești angajați în Vama Siret. Pentru că știi că sunt 2 medici veterinari care dau aviz pentru transportatorii care intră în țară cu produse alimentare. Nici cei din vamă nu au lucrat astăzi din informațiile pe care le am eu. Cum vezi tu toată această poveste? În primul rând, trebuie să te completezi. Adică dacă ai spus că unii sărbătorești și alții sunt protest, ar putea ca printre protestatari să fie și Mihaele și Gabriel. Adică, și după, da, se poate. Am oferit doar 2 variante. Să meargă în paralel. Chestiunea cu vama poate să fie un element ajutător pentru cei din acest sistem, pentru că în vamă sunt multe tranzacții, intră mașini, ies mașini, trebuie tot felul de avize și dacă s-ar bloca aici, s-ar putea pune o presiune suplimentară pe guvern. Eu consider, cum am spus și ei, că ieri că nu e o forță, adică nu sunt atât de mulți angajați la nivel de țară. Cei din sanitar veterinar sunt singuri la acest protest. Dacă ar fi fost și alte instituții, s-ar fi creat o vâlvă mai mare. Dar așa, în acest ocean de informații, toată ziua lumea este bombardată de informații fel de fel în această perioadă. Acest protest trece neobservat. Ori el ar trebui să fie vizibil ca să pună presiune pe cei. Eu înțeleg că s-ar putea, adică s-ar putea, cred că principala rațiune de a declanșa acum mișcarea de protest e faptul că e campanie electorală și a zis, amă, să încercăm acum. Dar cei sanitari veterinari au mai făcut o acțiune de protest când mai erau și alte instituții și pe parcurs s-au lăsat. Poate trebuiau să insiste mai mult atunci. Dar revenind la chestiunea cu vămile, poate aici să fie o presiune mai mare dacă în vâm s-ar întâmpla și nu știu dacă în celelalte județe care sunt la județe de graniță, sunt și acolo mișcări de protest ca să fie mai multe vămi cu probleme. Protestul este în mai multe județe din țară, dar nu pot să spun dacă în toate. Chiar da, nu am această informație. Nu poți să știi. Pe de altă parte, ce s-ar întâmpla dacă ar exista o presiune indirectă? Și mă refer aici la agenții economici care nu ar mai putea să obțină avizele ca să ducă marfa dintr-o parte în alta, pentru că este foarte complexă activitatea Direcției Sanitar-Veterinare. Sunt de acord cu tine că ar putea să fie o presiune suplimentară, dar s-ar putea pe de altă parte să se certe agenții economici cu cei de la DSV. Spune, mă, dar ce ne încurcați pe noi, ce treabă avem noi? Însă vreau să-ți reamintesc că a fost un protest al fermierilor când? În iarnă, nu? Da. Iarna asta, că trece timpul, nu mai știu câte zile au protestat și cu blocări de drumuri și cu alea și cu aia altă ca să le dea nu știu ce și tot i-au dus cu preșul, i-au amețit și le-au dat, dar nu tot. Ei, și atunci a fost cu scandal mare și cu multă lume ieșită, cu tractoare. Am anus cu tractoare, cu ce se iasă, cu seringa sau cu ce drumuri folosim. Naționale blocate, da, vama blocată. Și atunci s-au mișcat greu. Acum singurul element ar putea, adică sunt 2 elemente. Unul că e campanie și 2 că este asta cu vămile. Dar în același timp campania nu mai ține foarte mult și de dus cu zăhărelul în câteva săptămâni. Practic asta este veche la toate guvernele. Știi că și la fermieri a fost, au discutat, nu știu cât, dăm acum un act normativ, stai un pic că mai durează. Și mai rămâne o necunoscută, dacă vor fi sau nu consecvenți în ceea ce solicită, pentru că știm că au mai protestat în luna mai și au renunțat la proteste și, atunci. Oana, așa cum ai zis, și nici eu nu știu dacă în toată țara se face, adică dacă există solidaritate. Că dacă nu e solidaritate, nu rezolvi. Da, vom vedea ce se întâmplă, vom urmări acest subiect. Trecem acum, Sorin, la o altă temă. Primarul Sucevei, Vasile Râmbu, nu se lasă. A găsit o modalitate de a-i verifica pe angajații instituției. Voia să vadă astăzi dacă sunt la serviciu, dacă au respectat programul de lucru și a reușit să facă controlul acesta, cu toate că primăria nu este dotată cu un sistem de pontare, un sistem electronic.
a luat frumos condica de jos, adică de la parter la ora 8-5 minute și cine nu s-a semnat acolo, clar a întârziat la serviciu. Din numărul total al salariaților, aproape 40 n-au ajuns la timp, adică la muncă. Adică vreo 15%, cam mult, cam mult, așa. Înainte de asta vreau să fac o rectificare. Am făcut ieri o informare defectuoasă. A fost și documentul care, documentele pe care le-am văzut nu sunt formulate foarte clar. Și anume că două doamne din primărie, funcție de conducere, directoarea economică, doamna Băidean și încă o doamnă, ar pleca în secunda 2 din primărie. Însă astăzi mi-a explicat viceprimarul Ioan Cușnir, Daniel Cușnir, pe care l-am avut invitat la radio, că erau două ordine de prelungire a contractului. Cele două doamne sunt doamna cealaltă de la juridic sau de... Noi am reținut numele, așa, dar vorbim despre cele două persoane despre care cumulau care am anunțat pensia cu salariu și s-a dat o dispoziție semnată de primar în care se spune că încetează activitatea. Asta cum se cheamă, prelungirea. Dar de fapt mi-a explicat astăzi domnul Cușnin că erau două acte de prelungire și că Agenția Funcționarilor Publici l-a invalidat doar pe al doilea. Adică cele două doamne încă n-au plecat din primărie, lucrează în continuare câteva luni, până expiră valabilitatea primei prelungiri. Deci că practic până înțeles, în primăvară. Adică s-a înțeles că pleacă imediat, cam până în primăvară, că nu la ambele doamne expiră în acea zi. Da, adică, revenind la controlul pe care l-a făcut astăzi domnul Vasile Râmbu în primărie. Adică era de așteptat pentru că este rețeta pe care a aplicat-o la spital cu verificatul venitului la servici. Și se știe că domnul, eu am înțeles că dumnealui vine pe la 7 fără ceva la primărie. Păi dacă eu șeful vin la 7 și așa, veniți și voi la 8 la cât începe programul. Dar este de neînțeles atitudinea unor oameni care știind, da, și e un început cu cineva. La început și când mergeam la școală, când am început, țin minte și acum, clasa a 5-a a mers cu emoție, că s-a schimbat, aveam învățătoare, aveam atâția profesori. Noi mergeam cu emoție mai din timp la școală să vedem, era și curios să vedem profesorul, știi, și eram mai cuminți la început. Până ți-ai dat seama despre ce este vorba și la unul știai că e mai sever, unul știai că e mai de treabă și așa mai departe. Păi și aici, măcar la început, nu vii și tu la 8 fără 5, la 8 fără 2 minute. Să te vadă șeful. Nu, dar nu este normal. Adică, și de aceea mă face să mă gândesc că până acum, până a venit Vasile Râmbu, ce era acolo? Păi dacă ei cu primarul nou, despre care se știe că este sever și că ține la punctualitate 15% întârzie, păi înainte cum era? Întârziau toți, cred că, nu? Sau nici nu veneau la serviciu. Cam așa se poate deduce. Este vineri, nu? E posibil. Nu, așa se deduce, nu? S-a implementat mai devreme săptămâna de lucru de 4 zile. Știi că există această dorință. Asta e vinerea verde, știi? Da, o altă dorință de a primarului Vasile Râmbu este să implementeze acel standard anti-șpagă, anti-mită, pe care l-a implementat și la Spitalul Județean Suceava. L-am întrebat astăzi pe domnul Vasile Râmbu dacă are informații că, nu știu, a luat cineva șpagă din primărie sau se dă, este acesta, nu știu, un obicei să te duci să-ți iei documentul și să lași ceva, un ciubuc acolo la ghișeu, și mi-a spus că nu are astfel de informații. Măsura pe care vrea să o aplice are mai degrabă un caracter preventiv. Da, e o reclamă la TV cu un tip care intră într-un magazin și zice o pâine, o conservă, nu știu ce mai are, și un șampon, nu știu care. Și se întorc toți din magazin. Ai mătreață? Și el zice, n-am. Dar preventiv, știi, așa și aici. Aveți și păi nu. Dar eu cred că dacă se dă pe la primărie, nu se dă acolo. Pentru că, din câte știu eu, primăria este supraaglomerată. Adică sunt foarte mulți oameni prin birouri, așa, și nu cum să vii. Te întâlnești în oraș, mergi la circ, la film sau nu știu. Nu, asta este o măsură pe care a luat-o și la spital și na, să fie acolo încă o măsură și dă și bine asta. Dă bine. Acum a zis primarul că nu prea sunt bani. Nu sunt bani, ce să faci? Nu poți să faci aia. Și luăm măsuri din astea care dau foarte bine la populație. Populația trăiește, adică se bucură într-un fel când vede, zice, bă, ăștia au boierit acolo, sunt boieri, au bani, uite, așa. Las că a venit Vasile Râmbu și face ordine. Bravo lui, așa omule trebuie. Și se face cu bani deloc, se fac din asta, multe dulapurile,
aruncă hârtiile, mătură și... spală, și toaletele. Stai puțin, că mai este și partea de dezinsecție. Da, nu știu dacă ai văzut clipul acela. Dezinfecție, da. Și cheamă la op la servici. Mă, asta nu costă. Da, dar pe de altă parte publicul se bucură. Păi da. O parte cel puțin a publicului, da. O parte a publicului, vreau să revenim un pic la măsura aceasta pe care Vasile Râmbu a luat-o cu privire la punctualitatea angajaților din primărie. Să știi că grădinițele din Suceava, marea lor majoritate, și mă refer la cele de stat, se cam deschid la ora 8. Adică dacă vrei să-ți lași copii. Da, eu am un nepoțel pe care mătușa, sora mea, trebuia să lase în grija femeii de serviciu din grădiniță și să aibă, a avut o înțelegere cu femeia respectivă ca să aibă grijă de copil. Adică ca să ajungi la ora 8 punct sau la ora 8, Oana, trebuie să vorbească domnul Vasile Râmbu și cu inspectoratul școlar. Da, da, acum dacă e așa, Oana... Nu mai faci nimic. Eu sunt afectată. Păi ce să faci? Direct... Ce să faci? Să duci copii la grădiniță la 9? La 7? N-am. Dar n-ai unde? Să vrei să-i aduci, păi, la 7? Nu, dar se mute programul la grădiniță, se ducă la 7 pe copii, nu? Da, dar eu din câte știu la primărie, că asta e discuția, cumulează pensia cu salariul, eu nu cred că au copii. Așa. De grădiniță, știi? Nu, acum hai să dacă vrei să găsești, găsești soluții. Mă scuz, am mai auzit că lucrează soție în primărie. Acolo e o problemă. Și nu sunt puțini, sunt vreo 70 de familii. Nu știu, acolo chiar este o problemă. Singura soluție este să se retragă unul dintre soți din primărie, să se angajeze în altă parte, să poată duce copilul la grădiniță. Da, da. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție.